plăcintă de cartofi cu carne. Ingrediente: 500 de grame de piept de pui dezosat, bine spălat și șters, 5 linguri de făină, 6 linguri de ulei, 1 ceapă curățată și spălată, 2 morcovi curățați și spălați, 350 de mililitri de supă de pui, 500 de grame de cartofi curățați și spălați, un pachet de aluat pentru plăcintă, 450 de grame, un ou, 1 piper măcinat, 1 apă. Acestea sunt toate ingredientele. Mod de preparare. Tăiem bucățile de pui în cubulețe. Presărăm făină peste bucățelele de carne și amestecăm bine cu mâinile. Feliem ceapa. Tăiem morcovii în rondele subțiri. Și cartofii în cuburi mici. Pregătim aragazul și o tigaie înaltă în care punem uleiul. Lăsăm uleiul să se încălzească, apoi adăugăm bucățile de carne de pui, pe care le prăjim timp de 3-4 minute, până când devin aurii. După cele 4 minute, adăugăm ceapa și călim împreună pentru 2 minute. Punem rondelele de morcov, condimentăm cu sare și piper. Adăugăm supa de pui. Amestecăm, acoperim cu capac și lăsăm să fiarbă la foc mic pentru o jumătate de oră, până când carnea este fragedă. Pregătim aragazul și o cratiță în care punem apă. Adăugăm sare și lăsăm să fiarbă. Încălzim cuptorul. Când apa cu sare fierbe, adăugăm cartofii și îi lăsăm să fiarbă până când devin sfărâmicioși. Pregătim o strecurătoare și scurgem bine cartofii fierți. Carnea și morcovii sunt gata, așa că închidem aragazul. Punem cartofii fierți peste carne și amestecăm. Batem bine oul.
pregătim un vas termorezistent înalt. Răsturnăm cu atenție tot amestecul de carne, morcov și cartofi în vasul pentru cuptor. Nivelăm, acoperim cu foaia de plăcintă și tăiem orice margine în exces. Cu o linguriță și cu vârful degetelor, introducem marginile rămase spre interiorul vasului. Ungem deasupra cu oul bătut. Cu un cuțit facem mai multe fante pentru a ajuta plăcinta să respire. Și introducem vasul în cuptorul încălzit pentru 40 de minute. Când devine maro auriu deasupra, scoatem din cuptor și servim împreună cu legume proaspete. Aceasta este recomandarea rețeta video pentru plăcintă de cartofi cu carne. Poftă bună!